cântec de-ar fi viața mea, vesel, trist, tot l-aș cânta, nu aș rata nicio notă. Râu de-ar fi, l-aș înnota, până la mare l-aș urma, nu m-aș opri niciodată, știi că viața n-are buton de rewind, poți să întorci ce-ai pierdut. Nu poți nici să o pui pe pauză când nu știi ce-i de făcut. Spune câteva cuvinte despre campanie. Am lansat site-ul www.delacapăt.ro, unde propunem niște soluții concrete de a ajuta pe copiii și tinerii aflați în dificultate din România. Ne bucurăm să vedem că empatia românilor noștri dragi e foarte mare și că s-au implicat. Cele două fundații cu care lucrăm au spus că se cunoaște foarte tare campania și sunt foarte bucuroși la fel și noi. Le mulțumim pentru implicare și să o ține tot așa. Site-ul e abia la început. Vrem să avem și alte fundații care să vină cu proiecte concrete. Vrem să din primăvară să începem și partea de ecologică, astfel încât de la capăt să chiar să aibă o semnificație. Noi astăzi e Ziua Națională a României și spunem, putem să o luăm de la capăt și putem să ne facem o țară mai frumoasă, mai curată, cu mai puține probleme, cu copii și tineri sănătoși, educați și frumoși. Spre țări calde pleacă în zbor, atunci când e în suflet iarnă. Poate nu le va găsi, poate se va prăbuși, dar nu renunță vreodată, să știi. Aș zbura chiar și-o noapte întreagă spre zori în care ai fi tu. Ploile n-ar putea să înțeleagă de ce nu cad când sunt toți ud. Cum v-a venit ideea să cântați în aeroport? Ne-am gândit că trebuie să existe un loc care să unească pe românii de afară și pe românii de aici. Credem că aeroportul Otopeni, care toarce și lacrimi în momentul în care desparți de cineva, dar care este și o punte spre cei plecați, poate fi cel mai un loc simbolic, poate cel mai potrivit pentru a uni românii de pretutind în Ziua Națională a României. A fost o idee pe care cei din conducerea aeroportului au acceptat-o și le mulțumim pentru asta. Poate, nu știu dacă, cred că suntem prima formație care cântă în aeroport. Am avut și niște emoții pentru că ne gândeam că poate o să cântăm singuri, dar nu, au venit de peste tot din aeroport și a ieșit un recital foarte frumos. Să pot să o iau de la capăt. 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 Mulțumim frumos, mulțumim, Alice!